Pace și bine ați venit la studiu din această săptămână. Sper că ați avut o săptămână bună în care ați simțit ajutorul și călăuzirea Domnului. Și tot cu ajutorul Domnului dorim să petrecem împreună un timp în care să ne adâncim în Scripturi și să luăm învățătură pentru sufletele noastre. Ne aflăm în continuare în cartea 1 Timotei, am ajuns la capitolul 4 și lecția în această săptămână este intitulată Modelul vieții creștine în vremurile din urmă. Credeți că trăim vremurile din urmă? Avem un test pe care putem să-l aplicăm. În capitolul 4, Pavel îi arată lui Timotei și bineînțeles că și nouă și tuturor credincioșilor, tuturor celor care citesc Scriptura, că mărturia creștină va fi pusă mult la încercare în vremurile din urmă. Vor apărea multe probleme în societate, multă necredință, multă răutate, multă îndepărtare de la adevăr, iar pentru cei credincioși, multă persecuție. Sună lucrurile acestea cunoscute? Dacă ne uităm în jur la ce se întâmplă în societate și în lume în general, vedem aceste lucruri? Din păcate, da. Vremurile din urmă, de fapt, nu sunt doar acum, ci au început chiar de la înălțarea Domnului Iisus Hristos. Și vedem acest lucru și în pasajul pe care îl vom citi. În versetul 1, Apostolul Pavel vorbește întâi la viitor și spune unii se vor lepăda de credință, iar apoi, două versete mai târziu, nu mai vorbește la viitor, ci vorbește la prezent și spune ei opresc. Iată așadar că și Apostolul Pavel considera că vremurile din urmă începuseră din vremea lui. Și este corect să spunem că ele au început din momentul în care Domnul Iisus Hristos s-a înălțat la cer. Voi vi să citim primele 6 versete împreună. Dar Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor, abătuți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, însemnați cu fierul roșu în însuși cugetul lor. Ei opresc căsătoria și întrebuințarea bucatelor pe care Dumnezeu le-a făcut ca să fie luate cu mulțumiri de către cei ce cred și cunosc adevărul. Căci orice făptura lui Dumnezeu este bună și nimic nu este de lepădat dacă se ia cu mulțumiri, pentru că este sfințit prin cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune. Dacă vei pune în mintea fraților aceste lucruri, vei fi un bun slujitor al lui Hristos Iisus, fiindcă te hrănești cu cuvintele credinței și ale bunei învățături pe care ai urmat-o până acum. Amin. Aș vrea să începem amintindu-ne cum s-a încheiat capitolul 3. Lecția pe care ne-a ținut-o fratele Liviu săptămâna trecută a fost una foarte bună și utilă. Și în capitolul 3, versetul 15, care e penultimul verset din capitolul 3, găsim scris astfel. Dar dacă voi zăbovi, să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului. Dacă ne-ar fi întrebat cineva cine este stâlpul și temelia adevărului, probabil am fi stat puțin pe gânduri, dar apoi cred că am fi ajuns la aceeași concluzie pe care a documentat-o Apostol Pavel aici, și anume că Biserica Dumnezeului Celui Viu este stâlpul și temelia adevărului. Iată așadar care este punctul de plecare în capitolul 4, în care Apostolul Pavel spune, dar Duhul spune lămurit, că în vremurile din urmă, unii se vor lepăda de credință. Iată așadar care este ideea principală din începutul capitolului 4 și este o idee principală care cu siguranță ne pune pe gânduri. Spune că unii se vor lepăda de credință și este vorba de unii din biserică. Dacă legăm sfârșitul capitolului 3 cu începutul capitolului 4, ajungem la această concluzie. Se pune întrebarea, de ce? De ce sunt unii oameni care se leapădă de credință în vremurile din urmă, adică și în vremurile noastre? Și putem găsi cel puțin 3 motive. Unul dintre ele este influența duhurilor înșelătoare și învățătura dracilor. Vedeți, Satan luptă din răzputeri împotriva credinței, împotriva bisericii și împotriva oamenilor credincioși, deci împotriva noastră. El face tot ce poate pentru a înșela pe oameni, dacă se poate, chiar și dintre cei aleși, așa cum găsim scris în Noul Testament.
Așadar, un prim motiv este existența acestor duhuri de rătăcire, aceste învățături a dracilor și a influențelui satan, influența diabolică, demonică, care dorește să îndepărteze pe oameni de credință. Acesta este obiectivul. Acesta este ce își dorește dușmanul nostru, îndepărtarea noastră și a celorlalți oameni de la credință. Un al doilea motiv este fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni. Există, din păcate, unii oameni, chiar poate și din rândul bisericii, care fie vorbesc minciuni, fie sunt fățarnici. Și o să discutăm un pic mai târziu despre evlavia de fațadă, dar această fățărnicie înseamnă că sunt oameni care aleg chiar să se mintă pe ei însuși. Adică sunt oameni care spun niște lucruri pe care nici ei nu le cred, dar le spun cu atâta înverșunare și le spun cu atâta hotărâre, având ca scop să îi convingă pe ceilalți. Al treilea motiv al rătăcirii și îndepărtării de la credința unor oameni, inclusiv din biserică, este că ei sunt însemnați cu fierul roșu în însuși cugetul lor. Aici este vorba despre o decădere morală. Fierul roșu era folosit în trecut, în vechime, pentru a marca vitele, a le pune un anumit semn care să arate care era stăpânul sau proprietarul lor. Dar mai exista o conotație și chiar cuvântul din greacă acestui, care este folosit în această frază, de a însemna cu fierul roșu, se referă la cauterizare. Este acea situație atunci când cineva s-a lovit, are o sângerare și are nevoie să își cauterizeze o rană și face aceasta folosind un fier roșu încins. Și acesta cred că este sensul care apare și în acest verset. Acești oameni sunt cauterizați în însuși cugetul lor, adică ei nu mai ascultă de glasul conștiinței pe care Dumnezeu le-a lăsat-o, ci din contra se îndepărtează și nu doresc să mai audă sau să respecte de mustrarea conștiinței pe care Dumnezeu le-a lăsat-o. Așadar, în aceste prime 6 versete din capitolul 4, subiectul principal este o atenționare, și anume îndepărtarea de la credință. Vedem că aceasta vine într-un anumit context care exista în acea vreme de atunci. Exista un curent care se numea gnosticism. Era cu siguranță o teorie falsă despre credință. Acești oameni susțineau o formă de ascetism. Ei spuneau că, de fapt, cunoașterea Dumnezeu este un mare miracol, o mare minune, și că doar cei aleși sau doar cei care au parte de o cunoaștere specială pot să aibă parte de această cunoaștere a adevărului și a lui Dumnezeu. Și ce vedem ei că încurajau pe oameni să facă era să oprească căsătoria, deci practic să o interzică, și întrebuințarea bucatelor, adică un regim special, o dietă specială legată de alimentație. Apostol Pavel îi critică. Și nu este singurul, mai avem și pe Ioan care face același lucru. El spune foarte clar, regimul alimentar și călugăria nu te fac mai sfânt sau mai bun, ci doar ascultarea de Domnul și mulțumirea, pentru că tot ce avem este din partea Domnului. Așadar, în versetul 3, Apostolul Pavel îi critică pe gnosticii din acea vreme și pe cei din ziua de azi, și spune astfel, ei opresc căsătoria și întrebuințarea bucatelor pe care Dumnezeu le-a făcut ca să fie luate cu mulțumiri de către cei ce cred și cunosc adevărul. Rugăciunea și binecuvântarea Domnului, mulțumirea și ascultarea de Domnul și nu abstinența cu orice preț, acestea ne fac pe noi sfinți înaintea lui Dumnezeu. De aceea cine învață să păzească tot felul de reguli și interdicții și nu rămâne doar lângă îndemnele și poruncile Scripturii, se rătăcește. Promisiunea minunată din versetul 6, pe care Pavel îl scrie lui Timotei, este următoarea. Dacă vei pune în mintea fraților aceste lucruri, și era vorba de lucruri din versetele 3, 4 și 5, și am să le mai citesc încă o dată pentru că sunt atât de minunate, căci orice făptură a lui Dumnezeu este bună și nimic nu este de lepădat dacă se ia cu mulțumiri. Pentru că este sfințit prin cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune.
Și apoi versetul 6, dacă vei pune în mintea fraților aceste lucruri, vei fi un bun slujitor al lui Hristos Iisus, fiindcă te hrănești cu cuvintele credinței și ale bunei învățături pe care ai urmat-o până acum. Iată așadar care era încurajarea pentru Timotei și chemarea lui, și anume să fie un bun slujitor al lui Iisus Hristos, pe de o parte, și pe de altă parte să pună în mintea fraților aceste lucruri, adică aceste adevăruri. Iată așadar de ce este important noi, ca și biserică locală, așa cum am citit din versetul 15 din capitolul 3. Pentru că biserica este stâlpul și temelia adevărului, iată așadar de ce trebuie să insistăm noi în citirea și cunoașterea Scripturilor. Trebuie să ne adâncim în cunoașterea adevărului. Trebuie să fim în stare să răspundem la orice obiecții, la orice învățături false, greșite, pe care le auzim sau care, din păcate, ar putea să apară chiar și în cadrul bisericii. Așadar, o întrebare foarte importantă este ce fel de învățături ții tu în viața de credință? Da, în viața ta personală. Care sunt învățăturile și crezurile pe care le urmezi? Sunt ele cele din Biblie și din Sfânta Scriptură? Domnul să ne ajute la aceasta. Pe de altă parte, vezi în jurul tău oameni care păzesc tot felul de reguli care nu sunt în Scriptură și care se cred mai sfinți decât ceilalți? Cred că în primul rând trebuie să ne rugăm pentru acești oameni și în al doilea rând trebuie să ne apropiem în dragoste de ei și să le descoperim, să le arătăm adevărul Scripturilor, ca mai departe Dumnezeu să le descopere care sunt corecțiile pe care trebuie să le facă în viața lor. În partea a doua, de la versetul 7 la versetul 10, se pune accentul pe ferirea de povești religioase și pe ferirea de o evlavie de suprafață. Haideți să citim aceste trei versete. Ferește-te de basmele lumești și băbești, caută să fie evlavios. Căci deprinderea trupească este de puțin folos, pe când evlavia este folositoare în orice privință, întrucât ea are făgăduința vieții de acum și a celei viitoare. Iată un cuvânt adevărat și cu totul vrednic de primit. Noi muncim în adevăr și ne luptăm, pentru că ne-am pus nădejdea în Dumnezeul cel viu, care este mântuitorul tuturor oamenilor și mai ales al celor credincioși. Într-o altă traducere spune tuturor oamenilor, adică a celor credincioși. Pentru că știm că doar cei care cred în Domnul Iisus Hristos pot fi mântuiți și pot primi minunatul dar al mântuirii, prin harul nespus de mare al lui Dumnezeu. Așadar, după ce ne-am uitat la gnosticism și la învățăturile eronate și greșite pe care unii oameni le aduceau inclusiv în biserică, în vremea Apostolului Pavel, vedem în aceste versete pe care tocmai le-am citit o a doua formă a rătăcilor de la adevăr. În vremea din urmă, și anume, rătăcile aduse de basmele lumești și băbești. Există tot felul de teorii care apar în jurul nostru. Unii oameni credincioși le caută cu însetare pentru a combate Scriptura. Sau există unii oameni care sunt foarte curioși din fire și care caută explicații pentru anumite subiecte care sunt lăsate intenționat de Dumnezeu neexplicate sau nedocumentate în Sfânta Scriptură. De exemplu, în Geneza, capitolul 6, sunt amintiți uriași și nefilim. Există o posibilitate ca ei să fie urmași sau reprezentanți ai îngerilor căzuți. Și există multe alte teorii, fie legate de îngeri din Vechiul Testament, legăturile între oameni și îngeri, sau alte teorii legate de felul de ADN pe care îl au corpurile umane, dacă există ADN extraterestru sau nu. Există multe, multe teorii care circulă în ziua de astăzi și acestea sunt fie legate de modul în care a fost creat Pământul, fie legate de soarta omenirii, poate de conspirații mondiale, de cum este dominată lumea, teorii despre Illuminati sau multe, multe altele care circulă. Ce este important de remarcat? Acestea sunt istorisiri categorisite de Apostol Pavel ca basme lumești și băbești. Foarte important. Cine le acceptă este într-un mare pericol deoarece intră într-o vâltoare a imaginației și a necredinței. Pentru că rezultatul final este următorul. Cei care ajung să creadă tot felul de teorii dintre acestea, ajung să creadă în final că există o altă formă de mântuire decât cea pe care Sfânta Scriptură ne-o descrie. Ajung în final să creadă că există o altă cale
De ce există astăzi multe teorii care spun că multe teorii panteiste care spun că sunt și alte căi prin care poți ajunge la Dumnezeu sau la mântuire și că nu doar prin Iisus Hristos putem obține acest lucru. Vedeți, acestea sunt uneltiri și învățături ale dragilor, cum a fost expresia din versetul 1, care circulă și astăzi și care au ca scop amăgirea oamenilor și îndepărtarea lor de la credință. Versetul 8 este probabil unul dintre cele mai frumoase versete din această epistolă, din 1 Timotei. El spune astfel, căci deprinderea trupească este de puțin folos. Deci este vorba despre pregătirea fizică, gimnastica sau antrenamentele. Cei care merg la sală știu că pentru a obține rezultate trebuie să mergi constant, o perioadă mare de timp. Dacă cumva renunți, în puțin timp, o lună, maxim două, deja ai pierdut masa musculară, deja ți-ai pierdut antrenamentul. Și aici Cuvântul lui Dumnezeu ne spune, acest tip de antrenament este de puțin folos, pe când evlavia este folositoare în orice privință. Deci avem contrastul între un antrenament fizic de care are o oarecare utilitate, dar care este mult mai puțin de folos decât evlavia. Ce este evlavia? Evlavia este exercițiul, antrenamentul spiritual al unei vieți de credință. A fi evlavios înseamnă să fii credincios, să fii serios și disciplinat în apropierea de Dumnezeu. Înseamnă citirea regulată a Sfântului Cuvânt, înseamnă rugăciune, înseamnă pocăință, înseamnă meditație la cuvânt, cerea iertării și așa mai departe. Știm că sunt multe discipline spirituale și toate însumate la un loc în acest cuvânt evlavie, toate ne spune cuvântul în acest verset 8, sunt folositoare în orice privință. Gândiți-vă despre câte lucruri putem spune că sunt folositoare în orice privință. Consider că foarte puține. Și mesajul principal pentru astăzi este că evlavia este unul din acele lucruri prețioase și folositoare în orice privință. Iată așadar de ce pentru un om credincios ținta este viața veșnică. De aceea ne angrenăm într-o luptă spirituală. De aceea luptăm să fim disciplinați și de aceea căutăm să fim evlavioși înaintea Domnului. Ne-am pus nădejdea în Dumnezeul cel viu. El este Mântuitorul tuturor oamenilor, adică a celor credincioși. Am făcut această specificație mai devreme. Fraților, cum stăm cu evlavia? Cât de evlavioși suntem? Cel mai important este să venim înaintea Domnului în rugăciune, să cerem ca El să ne deschidă ochii, să vedem care este starea inimii noastre, să vedem care sunt lucrurile de care trebuie să ne cerem iertare, pentru care trebuie să ne cerem iertare și de care trebuie să ne pocăim, pentru a fi plăcuți lui Dumnezeu și pentru a fi oameni evlavioși. Capitolul 4 continuă cu ultima secțiune, care este despre a fi un bun exemplu în învățarea credinței și în învățătură. Sunt câteva lucruri care chiar merită menționate. Tinerii sau cei care sunt adolescenți au nevoie de modele. Și este foarte important să găsească și în Biserica Domnului, în Biserica locală din care suntem toți parte, modele demne de urmat. Și aici Apostolul Pavel încurajează pe Timotei. Îi spune, porocește, învață aceste lucruri despre care vorbim aici. Și apoi spune, nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci din contra, fi o pildă pentru credincioși, versetul 12, în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință și în curăție. Iată așadar care este traiectoria pe care trebuie să aibă un tânăr în cadrul Bisericii lui Dumnezeu. Și anume, un tânăr trebuie să fie preocupat de aceste categorii. Și anume, vorbire, purtare, dragoste, credință și curăție. Un tânăr trebuie să-și dorească să crească în asemănarea cu Domnul Iisus Hristos și să arate aceasta în toate aceste cinci, în toate aceste cinci categorii. Apostol Pavel continuă și spune în versetul 13, până voi veni, ia seama bine la citire, la îndemnare și la învățătura pe care o dai altora. Aici este aspectul pastoral și un sfat pe care îl dă Apostolul Pavel lui Timotei. Și vedem că în viața oricărei biserici, citirea Scripturii, îndemnarea frățească
și învățătura cea bună sunt activități care trebuie continuate permanent. Permanent trebuie să investim timp, efort și dedicare pentru a înțelege Cuvântul lui Dumnezeu și mai ales pentru a-L aplica în viața noastră de zi cu zi. Așadar, la sfârșitul capitolului 4, care sunt lucrurile cu care rămâne? În primul rând rămâne cu acest mare adevăr că Biserica Dumnezeului Celui Viu este stâlpul și temelia adevărului. Și acesta este contextul în care, din păcate, în vremurile din urmă, adică și în vremurile noastre de astăzi, vor fi unii care se vor lepăda de credință. Domnul să ne ajute pe noi să ne ferim de acești oameni care s-au lepădat de credință și apoi, cum am citit în versetul 7, să ne ferim de basmele lumei și băbești, adică de tot felul de teorii nefolositoare și nebiblice, și, în schimb, să căutăm să fim evlavioși. Pentru că în versetul 8 ni se spune evlavia este folositoare în orice privință. Fraților, vă mulțumesc pentru atenția pe care mi-ați acordat-o. Vă îndemn în continuare să recitiți capitolul 4, să meditați la el. Dacă aveți întrebări, dacă aveți lucruri pe care nu le-ați înțeles, vă rog contactați-i pe cei din conducerea bisericii. Avem pe frații păstori care cu siguranță ne pot da un sfat, ne pot da un răspuns, ne pot da o călăuzire. Să ne ezităm să ne sunăm unii pe alții, să ne încurajăm, să ne îmbărbătăm, să căutăm evlavia și să nu o facem doar în mod individual și singur, ci să facem aceasta împreună cu frații și surori de credință. Și așa vă îndemn, dacă simțiți în felul acesta, sunați pe un frate, pe o soră din biserică, vorbiți cu cineva despre adevărurile din capitolul 4, împărtășiți ce v-a descoperit Dumnezeu din capitolul 4 și poate aveți idei de aplicație, metode în care doriți să puneți în practică aceste adevăruri. Vă rog, împărtășiți unii cu alții. În felul acesta ne îmbărbătăm unii pe alții, în felul acesta ne ținem aproape unii pe alții și în felul acesta sunt convins că îi suntem plăcuți și lui Dumnezeu pentru că manifestăm o dragoste frățească la care El ne-a chemat. Domnul să fie slăvit și binecuvântat. Vă mulțumesc și vă urez o seară frumoasă. Amin.